Scene șocante au fost filmate în centrul capitalei. O contabilă care ar fi vrut să-și pună capăt zilelor a scăpat miraculos după ce a căzut de la mare înălțime direct în capul unei trecătoare. Biata femeie este în stare gravă la spital acum. Martorii au privit înmărmuriți întregul episod, ce pare desprins din filme. Atenție, sunt imagini și detalii ce pot avea un puternic impact emoțional. O cameră de supraveghere din Piața Unirii a filmat momentul în care femeia de 43 de ani, cu mintea încețoșată de gândul sinucigaș, s-a prăbușit în gol de la etajul 5 al clădirii. Ceasul rău a făcut ca exact în acele clipe să se nimerească pe trotuară bucureșteanca de 60 de ani, iar ce a urmat pare de-a dreptul ireal. Chiar șocant, chiar de neimaginat să scadă ceva în cap. Totul s-a derulat sub privirile îngrozite ale celorlalți trecători, iar după scena șocantă, femeia care s-a aruncat de la balcon s-a rostogolit pe asfalt, iar când s-a dezmeticit a reușit să se ridice în picioare ajutată de cineva, apoi s-a așezat pe gard până când au ajuns medicii de pe ambulanță. Între timp, cea peste care căzuse a rămas în agonie pe trotuar. Nu venea să cred că ea este conștientă și cealaltă persoană este căzută jos. Silviu, asistent medical și voluntar al aplicației Există un erou în fiecare dintre noi, era la 500 de metri distanță când a primit mesajul care anunța nefericitul incident și s-a dus într-un suflet să-i acorde primul ajutor. Se putea comunica cu ea, era în stare de șoc și ea, era într-o stare destul de urâtă, era căzută pe jos. Cumva noi am încercat să o liniștim. Aolo, săracă, mai mult a pățit cea care, pe care a căzut. Asta e așa, un joc al întâmplării. A avut o clipă de rătăcire, cred. Nici nu s-a uitat ce este în jur. Ar fi trebuit să se uite, că trebuie să-i protejezi pe cei care n-au nicio vină în necazurile tale. Sper să le ajute Dumnezeu pe amândouă. Îmi pare bine că au supraviețuit. Însă cumplita ironie a sorții face ca victima în vârstă de 60 de ani să aibă amarnic de suferit. Transportată la Spitalul Universitar a fost operată de urgență, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor ei de supraviețuire. S-a întâmplat să fie momentul nepotrivit la locul nepotrivit, spun martorii. Poate să cadă o cărămidă, nu un om. E inevitabil. N-a fost un gest intenționat să cadă peste cineva. Clar a avut motive de a recurza acest gest, de a se arunca de la probleme familiare, probleme de servici, ceva a demoralizat-o. Chiar mi-ar fi teamă să mai trec pe lângă blocuri, da, cred că o să le evit acum înainte, o să iau o distanță de balcoane, da, Doamne ferește. Din primele verificări, anchetatorii tind să creadă că femeia de 43 de ani ar fi încercat să se sinucidă. Era contabilă și se afla la serviciu. În respectiva clădire există mai multe apartamente în care au sediul unele firme. Ea va fi audiată cel mai probabil, dar criminaliștii vor sta de vorbă și cu rudele sau reprezentanții firmei până să dea un verdict final. Autoritățile iau în calcul toate variantele. Fie femeia de 43 de ani s-ar fi aruncat de la balconul firmei de contabilitate, fie ar fi fost vorba despre un accident. Cert este că oamenii legii au demarat o anchetă și au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ancheta a fost preluată de un procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4. O fostă profesoară din Brașov a sfârșit tragic în urma unui accident îngrozitor. Femeia a fost lovită de o dubiță parcată greșit într-o pantă, iar impactul i-a fost fatal. Se pare că șoferul nu ar fi asigurat vehiculul, iar acesta a luat-o la vale. Vă avertizez că urmează informații ce pot avea un puternic impact emoțional. Viața Roxanei Sasu s-a sfârșit într-o fracțiune de secundă. Femeia de 65 de ani plecase la plimbare pe străzile din Brașov și a ajuns într-o zonă unde drumul era în pantă. Nici o clipă nu s-a gândit că pericolul o pândea în apropiere. Un șofer tocmai ce își parcase dubița pe marginea străzii, dar nu ar fi asigurat-o, iar vehiculul a plecat de pe loc.
Aceasta este dubița care i-a luat viața femeii de 65 de ani. Ea era parcată undeva în acest loc, însă șoferul nu ar fi tras suficient de tare frâna de mână, iar vehiculul a luat-o la vale până în acest loc unde a lovit-o în plin pe femeie, iar mai apoi dubița a ajuns în această curte. Trupul victimei a fost aruncat în râpă, iar duba s-a răsturnat și ea. Oamenii care se aflau în zonă au sunat imediat la 112, dar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic ca să îi salveze viața femeii. Am văzut poliție multe și că s-a dus dubița aia de vale acolo, atât. În rest, nu știu nimic. Băiatul ăsta e un băiat bun de treabă și cum se cade, să știți. Nu e să zici că... Da... Și se grăbește. Poate că s-a grăbit și a lăsat frâna cumva. Ce știu eu? A tras-o destul și... Când a intrat el în curte, mașina au fi pornit de vale. Proprietarul mașinii a fost audiat de polițiști, dar pentru moment anchetatorii cercetează doar fapta. Oficial nu a fost făcută nicio acuzație pe numele șoferului. La acest moment nu s-a luat nicio măsură. Cercetările se efectuează in rem. Se află în lucru un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Deci a fost dată neasigurată, vă întreb. O seară bună. Aveți ceva să vă reproșați în legătură cu ce s-a întâmplat? Credeți că sunt într-o situație bună? Roxana Sasu ieșise la pensie după o carieră în învățământ. A fost profesoară de limba română în câteva localități din județ. Era divorțată, iar de un an se mutase în apartamentul părinților săi care au murit. Nu știu ce a căutat ea acolo. Mașina aia nu știu cum să plece ea din loc să omoare o femeie. Ce probabil s-o fi dus să servească masa acolo, că e un restaurant acolo. Păcat că, uite, s-a dus o femeie tânără, încă, și care putea să trăiască și nu-i lipsea absolut nimic. Dacă se dovedește că șoferul este responsabil pentru moartea fostei profesoare, acesta riscă să petreacă ani grei în spatele gratiilor. Toamna neobișnuit de cald a dat naștere unor noi viroze cu care se confruntă tot mai mulți români. Vorbim despre răcelile fulger, care debutează cu simptome severe ce trec după o singură zi. Camerele de gardă ale spitalelor au fost luate cu asalt în ultimele zile. Febră mare, dureri de cap, stare de greață și vărsături sunt simptomele virozei fulger, care ne ține la pat doar o zi. Din cauza temerii de alte complicații am ales să venim ca să ne asigurăm că... Practic, ce aveți? Deci se pare că nu e COVID, e pur și simplu, e o viroză de sezon. În sălile de așteptare ale medicilor de familie și în camerele de gardă este mai aglomerat ca oricând, iar simptomele parcă sunt trase la indigo. Am așa o stare de cum să zic eu, moleșală și mai cu cap. Dacă stau să mă gândesc, mai sunt și stări de vomă. A debutat cu dureri de cap și de sculare, pornind de la mijloc pe picioare. Medicii spun că ne confruntăm cu un nou tip de viroză, care debutează agresiv, dar, din fericire, nu ține prea mult. Sunt, de fapt, mai multe virusuri sau probabil mai multe serotipuri virale, pentru că majoritatea virusurilor respiratorii au multiple serotipuri. Imunitatea față de un serotip nu este încrucișată cu altele, astfel că putem să facem reinfecții cu același virus, dar alt serotip. Boala nu discriminează. La camerele de gardă sunt pacienți de toate vârstele. Dureri în gât, febră, tuse, frisoane uneori, cam așa. Toți în jurul nostru sunt răciți, deci este o chestie generală. Cu cine discuți, fiecare simte... În felul lui, o stare de răceală. Unii mai grav, alții mai puțin grav. Sunt și tineri care nu au copii mici acasă, dar care se îmbolnăvesc. Avem și vârstnici care se îmbolnăvesc. Deci, practic, nu, virozele nu iartă pe nimeni. Ca măsură de prevenție, medicii ne recomandă să purtăm masca de protecție atunci când suntem în colectivitate. Consumatorii ar putea cumpăra produse din carne în cunoștință de cauză. Dacă în momentul de față majoritatea etichetelor nu descriu exact conținutul de carne din produse, producătorii vor fi obligați să treacă procentajul pe acestea. Un proiect de lege care instituie această obligație cu scopul de a proteja consumatorii a fost adoptat de Senat. E bine să știm ce cumpărăm.
Da? Când ziua de azi nu mai știi ce mâncăm. Majoritatea etichetelor sunt puțin descriptive în privința cantității de carne folosită sau tipul acesteia. Acum, consumatorul știe doar că a cumpărat carne de porc sau carne de pasăre, dar nu și în ce procent. Spre exemplu, la raft se găsesc mezeluri cu doar 10% carne. Ca atare, consumatorii se plâng tot mai des de slaba calitate a produselor. Trebuie să fim foarte atenți că șmecheriile sunt la putere. La ce vă uitați exact pe etichetă? La conținutul de carne și de grăsime. Să aibă cât mai puțină grăsime și cât mai multă carne. Că prețurile ați văzut cum cresc, dar calitatea lasă de dorit. Un proiect de lege adoptat recent de Senat prevede clar ca toate produsele din carne să aibă afișate procentajul de carne utilizat la prepararea lor, iar materia primă să provină din sursă internă. Astfel, consumatorii ar putea fi mai bine protejați și ar putea cumpăra și în cunoștință de cauză. Decizia trebuie să fie la noi. Să nu fim nici înșelați, nici încercat de a fi înșelat un cetățean, un consumator, punându-se, să spunem, subtil alte tipuri de procente sau reclamă care să îi ducă în eroare că acel produs este cu carne multă. Și vă dau exemplu de la cremvuștii cu pui care au slănină de porc. Nu este normal ca pe un produs să scrie că este făcut din carne și să aibă un procent minim de carne și în restul alte substanțe care sunt adăugate. Dacă nu avem nimic de ascuns, atunci trebuie să fim transparenți și consumatorul, atunci când cumpără, să cumpere în cunoștință de cauză, să fie bine informat. După ce va primi și votul deputaților, proiectul va putea fi implementat. Decizia guvernului de a limita plățile cash a dat un nou avânt teoriilor conspiraționiste despre dispariția numerarului. Trecerea la digitalizare și implicit la plata cu cardul bancar nu îi atrage pe românii care s-au obișnuit să aibă în buzunare bani cash pentru un control mai mare, spun ei. În același timp, un partid politic cere ca plățile numerar să fie trecute în Constituție, în timp ce economiștii și sociologii atrag atenția că banii oamenilor rămân oricum la loc sigur. Mult mai fain este să ai cash, ok? De exemplu, când primiți salariile, scoateți banii și păstrați cash sau? Eu cash. Sunt pentru cash. Am mai mare încredere să mi țin eu în casă decât într-o bancă. Această doamnă nu este singura care preferă să aibă control absolut asupra banilor câștigați. Cei mai mulți oameni cred că dacă ar face plățile cu cardul, tranzacțiile ar fi controlate de către stat, așa că decid să plătească întotdeauna cu cash. Da, știu. Și în același timp, umblă cu telefonul, cu Google și cu alte chestii, umblă pe calculator și știe toată lumea ce au făcut și asta, dar nu vrea să știe statul unde și-a cheltuit 3 lei și-a luat un covrig. Dorința guvernului de a limita plățile cash pentru a combate evaziunea fiscală a devenit un nou prilej pentru a fi reaprinsă discuția privind monedele digitale, desființarea bancomatelor sau alte teorii privind dispariția banilor. Practic, oamenii vor avea o limită de cheltuieli în numerar de 1000 de lei pe zi. Plățile de zi cu zi, cum le faceți? Cash sau cu card? Cash. Deocamdată cash. De ce? Da. Nu știu, mi se pare... Deci așa le-am obișnuit. Economiștii atrag atenția că trecerea de la plățile în numerar la cele cu cardul nu va fi ușoară pentru oamenii care o viață întreagă au umblat cu banii în buzunare. Având în vedere cât de mulți cetățeni români folosesc cash pentru a economisi sau folosesc cash pentru a rezolva tot felul de probleme, această lege va transforma pe foarte mulți dintre cetățenii României în oameni care încalcă legea. Pentru că acolo unde oamenii sunt obișnuiți să-și împrumute bani unii altora, bani pe care îi țin cash, pe care nu i-au depus niciodată într-o bancă, în noile condiții, acest lucru este ilegal. Iar atracția românilor către cash se vede și în cifre concrete. Banca Națională a României confirmă faptul că plățile în numerar sunt preferate. La finalul lunii iunie, românii aveau peste 65 de miliarde de lei cash, cu 12% mai mult față de anul trecut. Teama românilor de a nu-și pierde banii cash a fost alimentată și de ultimele declarații politice. Strângere de semnături pentru plățile în numerar, pentru introducerea în Constituție a plăților cu numerar. Diferența între a păstra cash la tine și a păstra în bancă niște bani pe care tu nu-i material, nu-i poți atinge, e o problemă de percepție. Percepție care poate fi instrumentalizată ușor de către populiștii și polițienii noștri de extremă dreapta. În timp ce românii nu se despart de banii de la saltea, Banca Centrală Europeană a făcut noi demersuri către trecerea la un euro digital, iar săptămâna trecută a lansat proiectul pilot.
Persoanele cu handicap irreversibil vor fi scutite de drumurile inutile la Comisie pentru prelungirea certificatelor. Decizia a fost luată de Camera Deputaților, care a adoptat un proiect de lege în acest sens. Ne explică mai multe colega mea, Iasmina Ardelean. Bun găsit, Iasmina! Bun găsit! Până acum, persoanele cu handicap irreversibil trebuiau să se prezinte periodic la Comisia de Evaluare pentru a-și putea reînnoi certificatul. Practic, vorbim de persoane în scaun cu rotile, fără vedere sau chiar cu membrele amputate, care erau puse pe drumuri inutil. Iar imaginile pe care le-am filmat și noi de-a lungul timpului au semănat revoltă în rândul opiniei publice și măsurile vin destul de târziu, dar acum acești oameni pot să își ia măcar această povară de pe suflet. De acum înainte, astfel de situații absurde nu se vor mai repeta, pentru că proiectul de lege votat de deputați prevede clar că valabilitatea certificatelor pentru persoanele cu handicap irreversibil va fi pe o perioadă nedeterminată. În cazul în care Comisia de Evaluare nu va respecta legea, se va aplica o amendă cuprinsă între 30.000 și 100.000 de lei. Proiectul va ajunge pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Acestea au fost informațiile. La revedere! Fără concerte, festivaluri sau petreceri din bani publici, este propunerea guvernului care ar putea pune stop festivităților din toată țara. Aleșii vor astfel să limiteze cheltuielile făcute de primării până la sfârșitul anului. Edilii nu se arată însă încântați de inițiativă. Nu se reduc cheltuielile, e o păcăleală. Primarul din Baia Mare este foc și pare după ce a auzit de noua propunere a guvernanților. Primăria sa are datorii de peste 45 de milioane de lei, iar deja un festival a fost anulat. Acesta neagă însă că datoriile imense ar fi motivul și nu e de acord cu ideea renunțării la evenimente. Nu se reduce nicio cheltuială, nu se face nimic. La primul paragraf spune, nu se mai cumpără pixuri. La următorul paragraf se pot cumpăra pixuri în limita pe care ai limita cheltuielilor din ultimele 9 luni. Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, executivul vrea să țină în frâu deficitul bugetar prin limitarea cheltuielilor administrațiilor locale. Proiectul prevede că autoritățile nu vor mai putea organiza evenimente din bani publici până la finalul anului. În ultimele luni există un avânt în ceea ce privește cheltuielile nu tocmai necesare. Le ordonăm. Încercăm să avem o Românie mai ordonată. Evenimentele vor putea fi organizate totuși dacă banii provin din donații sau sponsorizări. De asemenea, târgurile de Crăciun își vor putea continua activitatea. Primarii au tot dreptul să facă ce cred și de cuvință împreună cu cei care i-au ales. Să lăsăm un pic cheltuielile indirecte și direct, care se făceau de obicei. Pixuri, agende, clopoței. Guvernul vrea să taie cât mai repede din cheltuieli până la finalul anului ca să se poată încadra în ținta de deficit bugetar, 4,4% din PIB. Potrivit ministrului de finanțe, bugetul statului nu ne mai permite să aruncăm banii pe distracții. Astfel, în ordonanța de urgență se precizează ca toate cheltuielile din noiembrie și decembrie să nu depășească media cheltuielilor din ultimele 9 luni. Sunt măsuri de austeritate, evident, se văd de la o poștă. Încalcă oarecum autonomia locală. Cred că se încalcă un pic și prevederea legii 500 privind finanțele publice locale. În ultimii 3 ani de zile am fost la limita inferioară a cheltuielor pentru evenimentele de iarnă, dar nu putem lăsa orașul întuneric. În ceea ce privește alegătorii, oamenii sunt împărțiți în două tabere. În timp ce unii cred că măsura este bună, alții se tem că bucuria sărbătorilor va fi umbrită. Am înțeles că la guvern banii să nu se strice banii locali și așa mai departe, prim-ministru. Dar totuși ceva trebuie să facă. Hai să nu facem două scene, să nu facem atâta război, să aducă nu știu de pe unde cântăret. Dar ceva cât de cât se putea face. Proiectul privind ordonanța de urgență a fost finalizat de către Ministerul de Finanțe și va fi discutată în următoarea ședință de guvern. Dorel lovește din nou, de această dată în Bihor, unde aproape 3 milioane de euro s-au pierdut pe apa Sâmbetei. Autoritățile au construit în Beiuș două bazine de not care trebuiau încălzite pe gaz, deși nu există așa ceva în oraș. Așa că de un an acestea stau închise. La câțiva kilometri distanță, în Ștei, alte două bazine au rămas cu lacătul pe ușă pentru că muncitorii au făcut lucrări de mântuială. După ce s-a dat drumul la apă, în scurt timp au început să apară de la digoarele acestea infiltrați în partea de jos a bazinului, adică la subsol. Au apărut una, două și după ce cu timpul tot
au continuat să mai apară. În zadar s-au bucurat localnicii din Ștei când au aflat că la câțiva pași de casele lor vor avea două bazine de înnot. În decembrie anul trecut, Consiliul Județean anunța finalizarea complexului construit printr-un proiect de 1,5 milioane de euro, doar că nu a putut fi dat în funcțiune din cauza lucrărilor de mântuială. Din decembrie până în mai, bazinul au mai fost mici retușuri din partea executantului. Autoritățile i-au pus pe constructorii să refacă inclusiv fațadele, dar lucrările suplimentare nu s-au încheiat nici până acum. Cum învață să note? În vană? Pentru copii ar fi indicat? Da, foarte mult încă și pentru noi. Și dacă plătim și ce contează? Mergem până în Oradea. În Oradea am fost de câteva ori în vara asta. Da, e mult un an de zile de când stau închise? E cam mult. Nici în Beiuș situația nu e mai roz. Lucrările la un complex cu alte două bazine de înnot au fost finalizate tot anul trecut, în octombrie. Deși a trecut un an, nimeni nu a înnotat acolo. Motivul? Complexul trebuia să fie încălzit pe gaz, doar că... Nu avem gaz. Atunci au fost făcute modificările de proiectare ca să se transforme sistemul de încălzire pe termal și așa și funcționează. Și de asta a întârziat aproape un an. Da, a întârziat pentru că, na, până... Și-au dat seama și constructorii cum funcționează și așa mai departe. În plus, găsirea salvamarilor a fost o problemă. Sunt niște posturi care trebuie să fie înființate, s-au înființat și acelea. Chiar concursul pentru salvatori este în curs de finalizare, că trebuie să avem doi salvatori ca să poată fi, să facă în ture. În total, în județul Bihor au fost construite în ultimii ani 7 complexuri de înnot în valoare de aproape 10 milioane de euro. Doar 4 dintre ele funcționează însă în prezent. News Time se oprește aici. Sunt Radu Andrei Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2. Să aveți o seară așa cum vă place. Bună seara! La noapte cerul va avea înnorări temporare și va ploa slab local în vestul și nord-vestul țării, pe arii restrânse în centru și sud și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona Carpaților orientali și în regiunile estice, rafale în general de 45-55 de km la oră. Temperaturile minime se vor încadra între 5 și 18 grade. Pe alocuri se va forma ceață. Mâine vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă, local în vestul, nordul și centrul țării și izolat în rest. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și se vor semnala descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări temporare în zonele montane, în regiunile nord-vestice și doar izolat în celelalte zone. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 29 de grade. Dimineața pe alocuri va fi ceață. Iar acum să vedem cum va fi vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil, iar temperaturile urcă până la 24 de grade în Slobozia, la fel și în Călăraș. În Transilvania, meteorologii anunță ploi pe arii restrânse și vor fi 19 grade în Cluj, 21 de grade în Sibiu. În Moldova cerul va fi variabil cu înnorări trecătoare. Se vor înregistra 22 de grade în Focșani, 21 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării cerul va fi mai mult înnorat și va ploa pe arii extinse. Mercurul din termometre urcă la 22 de grade în Arad, 22 de grade în Timișoara. În Oltenia, meteorologii anunță vreme însorită în mare. Temperaturile sunt în ușoară scădere, iar maximele ating 24 de grade în Craiova, iar în Drobeta, Turnu Severin, vor fi 23 de grade. În Dobrogea va fi o zi cu soare și temperaturi de până la 24 de grade în Constanța, la fel și în Tulcea. În capitală, vremea a fost caldă pentru această perioadă. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 28 de grade. La noapte, cerul va avea înnorări
cutremurării și temporar va ploua slab, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 12-15 grade. Mâine, valorile termice se vor situa cu mult peste mediile climatologice specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade. La munte, vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va avea înnorări și pe arii relativ extinse vor fi ploi ce vor avea caracter de aversă, izolat însoțite de descărcări electrice. Pe alocuri vor fi cantități de apă însemnate, 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare cu rafale în general de 45-55 de km la oră. Vor fi 14 grade în Sinaia, 12 grade în Semenic. O seară frumoasă să aveți!